Binecuvântat să fie Domnul! Ne bucurăm că în seara aceasta suntem prezenți în mijlocul dumneavoastră. Dumnezeu ne-a binecuvântat să putem ajunge la dumneavoastră. Cu prilejul acesta vă aducem salutări sfinte din partea fraților de la Balș prin versetele care se găsesc în Iuda. Versetul 20 și 21, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt și țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Amin. Aducem salutări din partea unor familii care mai cunosc aici la dumneavoastră, câteva familii, familia Malacu de la Găvănești, unde o parte sau unii dintre dumneavoastră v-ați implicat. Locul în care de 5 ani de zile, din 2017, de când Dumnezeu ne-a ajutat să putem să ne mutăm în Oltenia. Eu sunt Moldo Bucu Bănățean, măritat în Ardeal și acum trăim în Oltenia. Vă aducem salutări sfinte din partea familiei, de acolo mulțumiri totodată din partea fraților, pentru că... E adevărat, e un loc micuț, de, cred că, 9 pe 6, în care ne strângem undeva la 15, uneori 20 de persoane în fiecare joi. De asemenea, din partea fratelui Florin Ungureanu, vă aducem salutări și dorim ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. Am primit permisiunea să spun câteva lucruri. Împreună cu noi avem două cărți de poezii scrise de soție. Ne-am implicat în lucrarea aceasta și pe parte de ajutorare și am spus că vrem să facem ceva mai mult pentru Domnul decât faptul că ne-am mutat acolo. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu prilejul acesta. Soția a scris, a pus pe hârtie două cărți de poezii, în urma cărora... Vrem să fim o binecuvântare de asemenea pentru lucrarea de acolo. Avem nevoie și pe partea aceasta și chiar în perioada aceasta scriam un gând. Foarte mulți și bisericile și nu numai din România, am văzut că și diaspora s-a mobilizat și un lucru nu bun, aș putea spune, dacă îmi permiteți, fantastic de bun, că simțim și așa cum se spune aici, suntem solidari cu Ucraina. Dar am scris la final să nu uitați de Oltenia. Știți, e bine, e foarte bine că ne implicăm, dar și România are nevoie de aceeași, sau poate nu chiar în aceeași măsură, nu suntem pe aceeași linie a frontului, dar e nevoie de implicare. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți aceia care... veți dori la final să intrați în posesia unei asemenea cărți. Prețul este cât Domnul vă pune pe inimă. Plecând de la 10 euro, am spus noi, ceea ce se primește pe carte merge în lucrarea de misiune. Avem nevoie pentru proiectele care le avem acolo cu familii, cu nevoi de extinderea unei săli de mese în care... A fost o perioadă în care copii ai străzi, orfani, mâncau, se hrăneau la Elim. O perioadă s-a sistat facerea de mâncare la biserică. Dar credem că pe viitor Dumnezeu ne va putea ajuta să lărgim un pic sala, că e mică. E mică, e 3 pe 12, cred că. Și prin aceasta vrem să fim o binecuvântare. Dumnezeu să... binecuvinteze și lucrarea aceasta. Și de asemenea și pe dumneavoastră că ne-ați primit și cu căldură, și fizic, și spiritual. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Aș vrea să citesc un verset din Isaia, capitolul 51. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, versetul 1: Ascultați-mă voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul, priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Amin. Amin. Pentru că tranzităm o perioadă
în care fiecare dintre noi ne uităm la lucrurile care ne înconjoară, ne uităm la evenimentele care sunt în prejurul nostru, aș vrea în seara aceasta, în câteva gânduri, să ne ațintim privirea către Domnul. Și mesajul meu pentru dumneavoastră din partea lui Dumnezeu în seara aceasta sună ca un fel următor. Priviți spre stânca din care ați fost ciopliți. Ridicați-vă privirea și priviți, dar nu oriunde. Priviți spre stânca din care ați fost scoși. Pentru că atunci când îți ridici privirea de la lucrurile de pe pământ, se întâmplă câteva lucruri în viața ta. Este o cântare care se cânte și spune: ridică-ți astăzi privirea, cel ce privești la pământ. Mulțumește-i celui ce face să rodească al tău pământ. De ce? Căci tot ce ai în viața aceasta este darul lui Dumnezeu. Mulțumește-i căci El conduce destinul tău. Aș vrea în seara aceasta să ne ridicăm privirea. Versetul 2 spune: uitați-vă la părintele vostru Avram și spre Sara care v-a născut, căci l-am chemat când era numai el singur, l-am binecuvântat și înmulțit. Și dacă ar fi să privim la noi în seara aceasta, suntem adunați în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat, ne-a binecuvântat și ne-a înmulțit. Ce ar trebui să spunem pentru lucrul acesta decât slăvit să fie Domnul? Aș vrea să privim la Domnul în seara aceasta. Știți de ce? Pentru că deseori, din cauza a ceea ce vedem și a ceea ce auzim, ne înspăimântăm și permiteți-mi să merg mai departe și să spun de ce nu ne îmbolnăvim. Din cauza a ceea ce auzim, din cauza a ceea ce vedem, are efect asupra organismului nostru, asupra trupului nostru, dar și asupra sufletului nostru. Știți cum încheie Psalmul 15, omului Dumnezeu? Ultima parte a ultimului verset din Psalmul 15 spune așa: cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Eu aș vrea să vă întreb în seara aceasta: au fost momente în viața noastră când ne-am clătinat? Știți de ce ne clătinăm în viață? Din cauza faptului că privirea noastră nu mai este îndreptată unde trebuie. Din cauza faptului că ne-am luat privirea de la țintă și nu mai privim înspre cine trebuie. Psalmul 16, versetul 8, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Știți de ce ne clătinăm uneori? Din cauza faptului că privirea noastră, în loc să fie ațintită spre stâncă, spre Cel ce ne-a chemat, spre Cel ce ne-a scos. Apropo, a avut Domnul ce să ierte la tine? A avut, așa-i? Uitați-vă la groapa de unde te-a scos. Uite-te la groapa de unde te-a scos Dumnezeu. Privește și îți garantez că în seara aceasta nu poți să spui altceva decât slăvit să fie Domnul. De ce? Pentru că uneori ai fost la un pas să-ți iei viața, alteori ai fost la un pas să-ți pierzi viața, dar în seara aceasta ești aici pentru că a fost cineva care s-a îndurat de tine. A fost cineva care într-o zi s-a privit înspre tine și să știți că în fiecare clipă, de la tinerețe până la bătrânețe, de când ne naștem și până când trecem din lumea aceasta, este cineva care veghează asupra noastră. Spunea Isaia, de la fașă, din tinerețe și până la bătrânețe, te-am purtat pe brațe și tot vreau să te mai port. Aș vrea să te uiți la tine în seara aceasta și să vezi pe cine ai alături, nu pe bancă, ci pe cine ai alături, pe cine slujești, la cine te închini și cu cine alergi în fiecare zi, la școală, la locul de muncă, când mergi cu mașina sau indiferent de circumstanța în care te afli. Știi de ce te clatin? Pentru că ai schimbat copilotul. Știi de ce te clatin? Pentru că nu mai privești unde și la cine trebuie. Când mergi pe drum cu cineva care știi că te poți baza pe el, așa cum se spunea aici, cu cineva cu care mergi cu încredere, la cineva cu care te duci cu încredere, te duci
bucuros și fără teamă. Uitați-vă la copiii care sunt mici. Când merg de mână cu tata, poți să vii la el să-l sperii, că face un pic așa, se sperie și sare în brațe la tata și nu dă drumul. Știți de ce? Pentru că este cu tata. Știe pe cine are alături. Ca și tineri. Știți de ce ne clătinăm? Spunea omul lui Dumnezeu în Psalmul 101, versetul 3, cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine. Știți de ce? De ce ne clătinăm? Pentru că punem înaintea ochilor noștri lucruri care lui Dumnezeu nu-i plac. Și când vine valul, când bate vântul, când vine furtuna, de multe ori spunem, Doamne, unde ești? Dar exact acolo unde l-ai lăsat. Schimbă-ți privirea și privește înspre Domnul și o să vezi ce se întâmplă când privești înspre El. Știi ce se întâmplă? Uitați-vă la Asaf, Psalmul 73, Asaf spune, era să mi se îndoaie piciorul și să cad. De ce? Să cad. De ce? Pentru că m-am uitat unde nu trebuie. M-am uitat la cei de lângă mine și în loc să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am ce mânca, am ce îmbrăca, am un loc în care să pun capul pe pernă și nu-mi ține nimeni pistolul la cap să te întrebe, îl urmez pe Iisus. Și tu să spui, da, 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 că chiar vrei și îți place și îl iubești sau că așa trebuie, că vine mama și tata la biserică și vin și eu, nu? Că... ce-ai face singur acasă? Că de altfel nici n-ai ce să faci, așa-i? Uitați-vă la tineri din ziua de azi și fac parte din generația aceasta. Dacă le dai și vorbim de ăștia mai mari, la copii, dar sunt și oameni mai în vârstă care când îi prinde calculatorul nici mâncare nu le mai trebuie. Și ne mirăm uneori că ne clătinăm. De ce? Din cauza a ceea ce punem înaintea ochilor noștri. Asaf s-a uitat, dar nu unde trebuie. Asaf s-a uitat la cei răi. Celor răi le merge bine, domnule. Au mașină, au BMW și toate fetele de la școală merg după el. Dar asta e important. Știți cum spunea cineva odată? Zice, cine v-a mințit că Samson a fost așa, cu mușchi, cu pătrățele și cu toate cele? Cine? Știți cine? Hollywood-ul. Din ce cauză? Din cauza faptului că diavolul știe că dacă ne fură privirea, pentru că cei mai mulți cercetători ai Bibliei și nu numai, oamenii spun că prin ochi este canalul care mintea, gândul, inima primesc cele mai multe informații. Eu aș vrea să facem o verificare în seara aceasta și să vedem cum este inima noastră, pentru că de ceea ce intră în inima ta depinde de ochii tăi la ce privești. Ceea ce privești este ceea ce îți place. Eclesiastul 1 cu 8 spune cuvântul lui Dumnezeu că ochiul nu se satură. Ce să facă? Să privească. Cu cât privește mai mult, cu atât se clatină mai puternic. Uitați-vă la Petrul, Psalmul 93, versetul 3. Cuvântul lui Dumnezeu se amintea aici, încă de la început. Râurile vuiesc, Doamne. Râurile vuiesc tare. Râurile se umflă cu putere. Bate vântul. Vin șuvoaiele, vine ploaia și bate din acoperiș, bate din lateral, vine și pe la fundație și te tulburi, te clatin. Știți de ce? Ca și Petru, Matei 14, este întâmplarea în care Petru spune Domnului, Doamne, dacă ești Tu, spune-mi, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Ce ziceți dumneavoastră? Mers Petru pe ape? Cât timp? Cât timp a privit la Domnul? Cât timp privirea Lui a fost ațintită unde trebuie? Că în momentul în care privirea ta nu e ațintită înspre cine și înspre ce trebuie, când bate vântul, când vine furtuna, când vine necazul și chiar o veste. Uitați-vă la Ilie de altfel, o paranteză mică. Când a auzit Ilie ce vrea să facă Izabela, o tremurat și o fugit în peșteră și o zis, Doamne, scapă, ia-mi viața că vreau să mor. Dar Ilie, ieri ai fost pe munte și Dumnezeu a coborât foc din cer. De ce? Pentru că ai auzit numai o veste?
Da, Izabela e mai tare ca cel care ține în mână universul. Petru, de altfel, s-a uitat la valuri și în momentul în care s-a uitat la valuri, cuvântul lui Dumnezeu spune că a început să se... Nu e așa că și ție ți s-a întâmplat deseori. Când ți-ai mutat privirea de la lucrurile care contează cu adevărat, deseori ai spus, Doamne, oare mai ești lângă mine? 139, psalmul cu 5 spune, Tu mă înconjori pe dinainte și pe dinapoi și îți pui mâna peste mine. David, când a realizat treaba asta, a zis, unde să mă ducă? Dacă mă duc în dreapta, dacă încerc să mă duc în spate, Tu ești peste tot, n-am unde să mă duc. Ațintește-ți privirea ta înspre Domnul și o să vezi că nu o să te mai clatini așa cum te-ai clătinat până în seara aceasta. 2. Înainte de a trece mai departe, aș vrea să ne uităm la valurile care vuiesc în viața ta. Mai puternic decât valurile năpraznice ale mării, spune Psalmul 93 cu versetul 4, este Domnul în locurile cerești. Știți ce spune Efeseni capitolul 2, versetul 6? Că El, Hristos, ne-a înviat și ne-a pus pe noi. Acolo unde bat vânturile, acolo unde bat valurile, Hristos ne-a adus să ședem împreună cu El în locurile cerești, în Hristos. Asta e diferența între un pocăit și un nepocăit, că amândoi au aceeași problemă. Unul trăiește cu speranță, cu nădejde, că acum trăim și tranzităm perioada aceasta a războiului din Ucraina. Oamenii ăștia au nevoie, dar știți care e cea mai mare nevoie a lor? Este nevoia de Dumnezeu. De ce? Pentru că sunt oameni fără speranță. Oamenii ăștia se uită în urma lor și spune, oare ne vom mai putea întoarce acasă? Tu de seară mergi acasă și mânci, te saturi și pui capul în liniște pe perină. Și deseori ne plângem că ne doare una, că ne doare alta și ne văităm de lucrurile astea minore. Știți de ce? Din cauza faptului că nu mai privim unde trebuie. Ce se întâmplă când privești unde trebuie? Nu te clatini. Și dacă în seara aceasta îți ridici privirea, este o cântare care spune, sunt un bulgăraș prea mic, sunt un strop de rouă în soare și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu, nu valul, că nu ăla e important. Nu știu dacă și la dumneavoastră, dar știți cum sunt românii în țară. Zice, dacă trece de Ucraina, următorii suntem noi. Spaimă! Pentru că oamenii, în loc să se uite la cel care conduce universul, la cel care domnește peste căpeteniile împotriva cărora noi avem de luptat, unde ne-a așezat Hristos în locurile cerești, este Domnul domnilor. Binecuvântat să fie numele Lui. Mută-ți privirea de la valuri și ațintește-o înspre Hristos. Când crezi că nu mai poți și ești descurajat, putere nu mai ai... Și ești îngrijorat? Simplu, în seara aceasta, așa vorbește Domnul. Ridică-ți ochii în sus și cheamă-L pe Iisus. De ce? Căci dacă nu mai poți tu, ai examen, ai probleme, ai neajunsuri, ai lipsuri, ai o alegere care trebuie să o faci și nu știi ceea ce trebuie să faci, ridică-ți privirea în sus în seara aceasta. 2. Știi ce se întâmplă când îți ridici privirea? Psalmul 34... Cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 5, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. De câte ori ne-am rușinat? Am alergat pe căi care n-au fost plăcute lui Dumnezeu. Și probabil vi s-a întâmplat și dumneavoastră, sper să nu fiu singur în seara aceasta, în care am făcut poate știind că nu sunt lucruri plăcute lui Dumnezeu. Și am venit la rugăciune și am spus, nu sunt vrednic să stau înaintea Domnului. Și parcă cu fața așa plină de rușine. Și a venit un om al lui Dumnezeu și a spus, așa vorbește Domnul, tânărule. Așa vorbește Domnul. Ai preț în ochii mei și te iubesc. Știi ce se întâmplă în momentele acelea când îți ridici privirea spre El? Te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui.
Aș vrea în seara aceasta să nu mai privești la lucrurile care se întâmplă în jurul tău, la evenimentele care se întâmplă. Povesteam cu soția într-o seară și spunea, dar de ce se întâmplă? De ce? Parcă uneori în anumite circunstanțe și în viața noastră am spus, Dumnezeu parcă nu mai intervine. Și am spus, știți de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă? Pentru că e vremea întunericului și ceea ce urmează va fi mult mai intens. Știți de ce? Pentru că e vremea care se pregătește, pentru că trebuie să vină Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. De aceea se întâmplă, pentru că e vremea lor, pentru că Satan știe că mai are puțină vreme și dacă reușește să ne fure privirea, ne-a furat întreaga viață. Și dau numai câteva exemple. Uitați-vă la Eva, la Acan, la David, la Samson, la Solomon, la David, oameni care au privit unde nu trebuie și fața lor s-a rușinat. Și atunci când vii înaintea lui Dumnezeu, când știi că n-ai privit unde trebuie, ți se umple fața de rușine. Dar știți ce spune Psalmul 119, versetul 1 la 3? Spune ferice versetul 2, de cei ce păzesc poruncele lui care îl caută din toată inima lor. Versetul 4, tu ai dat poruncele tale să fie păzite cu sfințenie. Și versetul 6, când nu păzesc, când privirea mea este îndreptată în altă parte decât în cuvântul lui Dumnezeu și la poruncile lui, atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. De ce? Pentru că privirea mea este îndreptată înspre ele, pentru că eu caut să mă îndeletnicesc cu ele. Și aș vrea să închei în seara aceasta. În al treilea rând, ce se întâmplă dacă îți ridici privirea în seara aceasta? Vei primi din partea lui Dumnezeu posibilitatea să mergi mai departe. Este o altă cântare care spune, nu te uita la ziduri, la porțile de fier. Nu te uita la tine că ești așa de slab, la ura ce scrâșnește, la ceea ce se întâmplă în jurul tău, ci uită-te la cer. De ce? Pentru că aici, astăzi, acum, dacă îți vei ridica privirea spre cerul, spre cerul lui Dumnezeu, înspre Hristos, așa cum ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu, vei ocupa locul de lângă tine și îl vei pune pe Hristos lângă tine. Dar nu așa, știți cum? Pot să trăiesc cum vreau, de ce? Hristos e prietenul meu și pot să fac cu ce vreau, că Dumnezeu mă iartă. Nu, cu responsabilitate, cu teamă, cu reverență, cu bucurie, să-ți ridici privirea în sus în seara aceasta. De ce? Evrei 12 cu 2 spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, pentru că bucuria care era pusă înainte, El n-a privit la ceea ce se întâmplă. El n-a privit la ceea ce urma să îi se întâmple. El a privit dincolo. Și ceea ce a privit dincolo se întâmplă și astăzi. Știți de ce? Pentru că noi suntem rodul a ceea ce a pătimit El. Și El a văzut că astăzi vor fi oameni care se vor închina și îl vor declara pe El ca prieten, ca domn, ca stăpân. Și așa după cum am cântat, ca prieten bun. Un prieten bun pe calea vieții. De ce astăzi să-ți ridici privirea? Pentru că astăzi e timpul potrivit. Hai! E timpul de închinare. De ce? Să-ți ridici privirea spre ceruri. Pentru că vine vremea când vei vrea să-ți ridici privirea și nu vei mai putea. Uitați-vă la bogat în Luca 16. Și-a ridicat privirea și a văzut. A văzut bine, a văzut ceea ce trebuie, dar a văzut prea târziu. De aceea mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să ne ajute să facem așa după cum ne îndemna Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 18. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc și cel mai bun medicament pentru stresul care te înconjoară astăzi. Război, vești de război, teamă, îngrijorare, ridică-ți privirea în sus. Când nu mai poți tu, poate El. De ce? Pentru că El este Cel care domnește. Binecuvântat să fie Domnul și noi toți împreună. Amin.